blat cu cacao. E pentru blat, deci am nevoie de 25 de grame de cacao, 100 de grame de făină, 8 grame de praf de copt, 90 de mililitri de ulei, 3 ouă, 95 de grame de zahăr, esență de rom, un praf de sare. O să avem nevoie de un tel, să le amestecăm pe toate. Nu este nevoie de mixer, decât cu telul, amestecăm. Și să începem, să vedem un bol, zahărul. Vom adăuga 3 ouă. Vom adăuga un praf de sare. Vom adăuga uleiul, 90 de mililitri de ulei. Și esența de rom. Acum fiecare pune după gust. Am să pun mai mult, să fie aromat. Și amestecăm. Și vom amesteca până când zahărul se va topi. Și în momentul când zahărul este topit, o să adăugăm cacaua, făina și praful de copt. Așa, zahărul este aproape topit și între timp eu am aici o formă, este înaltă de 10, are 18 de diametru aici deasupra și de 12 de desubt. Am pus puțin ulei și am să ung așa cu ulei. Așa. Și am să umbra cu hârtie de copt după ce o ung. Am hârtie de copt. Și am să umbrac așa bine. Ia uitați. Așa. Vedeți? Și am să-i pun și un fund aici jos. Să pun aici pe fund. Așa, și surplusul care este aici am să tai. Așa. Am pregătit forma. Ia uitați, am pregătit forma. Am tapetat-o cu ulei și cu hârtie de copt. Acum o dăm deoparte. Continuăm. Zahărul s-a topit. Dorul l-am deschis. Este încălzit. Acum am o sită. Așezăm aici deasupra. O să punem făina. Cu praful de copt. Și cu cacaua. Și o să cernem totul. Acum amestecăm bine totul. Așa, am să dau deoparte paleta. Și o să turnăm în această formă toată compoziția noastră.
O turnăm pe toată. Și o dăm la cuptor. Acum dăm compoziția la cuptor la 180 de grade, circa 30 ca o izbe gata. L-am lăsat să se răcească puțin, să-l scoatem din formă. O să facem un tortuleț mic, îl lăsăm să se răcească bine acum. Așa, îl întoarcem, îl lăsăm să se răcească. Așa, avem blatul. O să tăiem blatul în patru straturi. Așa. Strat. Și o să mai tăiem încă de două ori. Așa. Al doilea. Treilea și o să avem patru straturi, deci tăiem de trei ori. Am tăiat, am împărțit în patru. Avem patru straturi.